Astăzi aș vrea să fac un top cu mașini până în 12.000 de euro. Am ales acest prag pentru că până în 10.000, adică 9.000, 9.500, sunt mașini care dacă mai adaugi încă 1.000 de euro, ți le poți găsi în stare foarte bună. De asta am plusat la bugetul de 12.000, dar o să menționez și câteva mașini pe care le vom găsi la 10.000 de euro, poate chiar și mai puțin. Am aici 16 mașini despre care aș vrea să discut, amestecate. O să vorbesc și despre cele nemțești pentru că am văzut că este o mare cerere, inclusiv în rubrica de comentarii, să vorbesc despre ele. Nu o să insist, dar o să spun câteva lucruri și despre asta, ce să aveți în vedere. O mașină fiabilă, practică, nu chiar cea mai economică, dar relativ nouă, ar fi Subaru XV din 2014. O putem găsi cu o motorizare de 1.6 benzină, boxer, are tracțiunea legendară simetrică de la Subaru, are motor de 2 litri pe benzină cu 150 de cai putere, este același propulsor pe care și eu îl am pe mașina mea și mai avem o variantă diesel de 150 de cai putere. Acum, dacă vrei să ai o mașină cât de cât economică, un impozit mic, o tracțiune bună, o mașină mai înaltă, cu care te poți duce la munte, pe care te poți baza, cu care poți să ieși din multe situații, poți opta pentru varianta de 1.6. Se găsesc unități între 10 și 12.000 de euro, am găsit câteva de vânzare pe site-urile din străinătate. În România, sincer, nu am văzut de vânzare, dar probabil că sunt oameni care au așa ceva. Culmea, asta este mașina lui Engineering Explained, o are de 9, dacă nu mă înșel. El a mai avut și un Subaru VRX STI și mai are încă o Honda S2000. Asta ca o mică paranteză. La fel, la pragul de 12.000 de euro, dacă vrei o mașină diferită, fiabilă, cât de cât dotată, relativ nou, îți poți lua și un Subaru Legacy sau Outback, dacă nu îți place atât de mult XV. A doua mașină foarte cunoscută, foarte apreciată, ar fi tot o japoneză, Honda Accord, motorizarea de 2.0 VTEC de 156 de cai putere. Această variantă a fost făcută din 2008-2009 până prin 2013-14. Această variantă a fost făcută din 2009 până prin 2014, dacă nu mă înșel. Acum avem un model nou de la Honda cu un motor de 2.0 VTEC Turbo. În sfârșit, discutând despre modelul de mai devreme, găsim una în stare foarte bună pe la 12.000 de euro, într-o reprezentanță chiar din Germania, am văzut mai multe, sunt câteva de vânzare și în România și la Honda îți poți lua inclusiv o motorizare de 2.2 diesel sau de 2.4 cu o cutie automată. Sunt motoare foarte rezistente, apreciate, ai lux, ai confort, este practică, din păcate vine doar cu tracțiune față, nu avem integrală și după părerea mea arată chiar bine, adică o văd o opțiune foarte bună pentru cineva care își caută o mașină de familie fiabilă. O altă mașină tot de la Honda, o Honda Civic, găsim chiar din 2015-2016, găsim modele la 12.000 de euro. Asta pentru că ea costă undeva la 19.000 de euro atunci când este nouă, ajunge până pe la 20 și ceva de mii și putem găsi una în stare bună pe la 12.000 de euro. 11-12.000, dacă scădem puțin anul pe la 2014-2015, relativ nouă, 4 ani de zile, găsim o mașină foarte fiabilă și simplă. Încă venea, adică cu un motor aspirat pe benzină sau dacă vrei varianta diesel de 2.2. Pe locurile următoare avem tot niște japoneze. Pe locul al patrulea avem chiar cea mai vândută mașină din lume din ultimii 5 ani și anume Toyota Corolla. Este o mașină compactă, motor de 1.6 benzină sau chiar și de 1.4 și mai are o variantă diesel, dacă nu mă înșel, cred că tot de 1.4 sau de 1.6. Este cotată bine, nu este stricăcioasă, nu este nici scumpă. Deci găsim pe la 11-12.000 multe tipuri de Toyota Corolla, chiar și cu kilometri foarte puțini. Pe locul 5 avem o Toyota Avensis. La fel, găsim unități cu motoare diesel sau pe benzină, cu o cutie automată sau o cutie manuală. Este mare, este spațioasă, este și o variantă break pentru Avensis. E o mașină de familie care poate fi fiabilă pe termen lung. Pe locul al șaselea avem un Mitsubishi Lancer. La fel, găsim cu motorizare de 1.8 pe benzină de 143 de cai putere, motor aspirat natural, au și o versiune diesel. La fel, găsim până în 12.000 mașini din 2012, 2013, 2014. Pe locul al șaptelea
avem un Mitsubishi ASX pentru cei care vor un mic crossover, să-i spunem în ghilimele. Nu sunt toate 4x4, dar la fel vin cu motorizări decente, atât pe benzină cât și pe motorină, relativ noi. Garda este un pic mai înaltă, îți oferă mai multă siguranță și la fel o poți încadra la o mașină de familie fiabilă. Și cam atât cu japonezele, mai am una singură despre care o să vorbesc un pic mai târziu. Pe locul 8 avem un Renault Megane. La fel găsim variante din 2013 în sus, care au motorizări atât pe benzină cât și pe motorină. Dacă vrei neapărat un motor diesel, recomand motorizările de la Renault de 1.5 litri pentru că sunt foarte eficiente, foarte fiabile și nu sunt stricăcioase. Deci dacă ar fi să-mi iau personal, dacă ar fi să-mi iau mâine o mașină cu un motor diesel, eu aș merge pe Renault 1.5, 1.9 sau 2.0. Dar 1.5 de 110 cai, de exemplu, este ultra suficient. Când eram în liceu, mergeam săptămânal cu un prieten foarte bun. Mergeam la Călimănești și înapoi. Mergeam acolo să facem o băiță, să ne încălzim la termale. Și scoteam consum dus întors cu un Logan de 1.5 de 75 de cai putere. Scoteam consumul de 3.7, 3.8, 3.9. Mers lejer, nu pot să zic că făceam depășiri sau că mergeam agresiv, dar totuși, pentru un motor de 1.5 să scoate o consum de 3.7, chiar dacă nu sunt fan diesel, trebuie să recunosc, este un consum bun, o mașină eficientă și rezistentă pe termen lung. Deci dacă vrei un Megane diesel sau dacă vrei un motor diesel, cu Renault nu greșești. Un alt Renault care este chiar subapreciat, aceste modele de Renault le găsim chiar și până în 10.000 de euro. Apropo de ce spuneam la început, un alt Renault pe care oamenii îl subapreciază ar fi Fluence sau Fluence sau cum se pronunță, nu știu, franceză. Este o mașină care este spațioasă, dotări de bază, motoare fiabile, 1.6 benzină, 2.0 benzină sau 1.5 diesel, despre care am discutat mai devreme. Lumea, din păcate, neglijează aceste mașini care sunt pe cât de simple sau mai simple decât cele care ies acum pe poarta fabricilor, foarte complicate și mai puțin fiabile. Mai departe, pe locul 10 avem Mazda 3, respectiv Mazda 6, dacă vezi ceva un pic mai mare. Mazda 3 fiind mai mică, o găsim la un preț mai mic decât Mazda 6, până în 12.000 de euro, 2013, 2014, 2015, cred că e prea mult. La fel, găsim motorizări de 1.6 benzină, de 1.6 diesel, nu recomand, sau de 2.0 benzină. Mai rare unitățile MPS sau nu se găsesc la acest preț, dar mă rog, discutăm de mașini fiabile pentru o eventuală familie sau un cuplu. Mazda 6, în schimb, avem motorizările de 1.8, 2.0 și 2.5, cele de 2.5 un pic mai rare. Și, la fel, sunt mașini foarte fiabile, au dotări similare cu cele din grupul VAG, au sistem audio Bose, arată bine la interior, mai bine decât multe japoneze, adică, nu știu, spre exemplu, fața de Subaru este mult mai frumoasă la interior Mazda, chiar și Honda. Dar mi se pare că Mazda este mai ok la interior față de celelalte japoneze, mai puțin Lexus. Strict părerea mea, alții poate cred altceva. O mașină foarte ieftină, la fel foarte subapreciată, ar fi Hyundai i30. Este o mașină care nu prea este băgată în seamă la fel. Ea e vreo 17, 18, 20 de mii de euro când e nouă. La mâna a doua, până în 12.000, găsim unități cu kilometri puțini, cu motoare potente, fiabile. Chiar și cele diesel, cele de 1.6 CRD de la Kia, respectiv Hyundai, au fost reușite. Cunosc oameni care au așa ceva, nu foarte mulți, doi, și sunt încântați de ele, și de consum, și de tot. Și au mașinile cam peste 200.000 de kilometri, le-au cumpărat noi nouțe din reprezentanță. Și sincer nu arată nici rău, dacă stau să mă gândesc bine. Dacă vrei neapărat un Audi, un Volkswagen, un Mercedes, o Skoda, un BMW, sfatul meu este ca după ce ții mașina să-ți mai ții deoparte încă cel puțin 2.000 de euro pentru eventuale reparații. Sau pentru cazul în care se strică ceva mai costisitor. Dacă vorbim de Mercedes și de BMW, eu zic că ar trebui să ținem 3.000 de euro. Adică, practic, să găsești o mașină la 9.000 de euro, că poate se strică. Și de cele mai multe ori, reparațiile la astfel de mașini nu sunt tocmai prietenoase cu portofelul, cu buzunarul. Ce aș putea recomanda este o unitate cu foarte puțini kilometri, an de fabricație 2011-12. Dacă vrei BMW din 2014-15 cu dotări de top la 10-11.000 de euro, o să-ți iei o tigaie. Și nu o spun cu răutate. Vin oameni care își cumpără astfel de mașini, mamă, mi-au luat mașină din 2014 cu 300.000 de kilometri și când văd câte probleme are mașina respectivă, își pun mâinile în cap oamenii. Să trecem la subiect. Vrei un Audi A4? Poți să-ți iei un Audi A4
1.8 FSI de 120, respectiv 160 de cai putere pe la 40.000 de kilometri, am găsit pe la 12.000 de euro, din 2011-2012. Poți să-ți iei un 2.0 TDI, dacă chiar vrei diesel, la fel, până în 100 și ceva, 120.000 de kilometri. Trebuie să recunosc că în grupul Volkswagen, la Audi cel puțin, decât să-ți iei 2.0 TFSI care e plin de probleme, sincer, mai bine ții 2.0 TDI. Exceptând filtrul de particulă care e păcătos la orice diesel, 2.0 TFSI este slab. Este un motor care poate fi modificat, dar probleme cu consumul de ulei, probleme cu distribuția, probleme cu injectoarele, probleme cu o grămadă de lucruri la motor și ca să le repar, de exemplu, ca să rezolvi problema cu pistoanele, trebuie să scoți din buzunar cel puțin 1000 de euro cu consumul de ulei. Deci îți iei o mașină la, vrei un Audi A4, ți-l iei cu un 8 FSI sau 2.0 TFSI de 211 cai din 2011, o iei cu 10.000 de euro. Tu trebuie să ai cel puțin 2000 de euro deoparte ca să rezolvi eventualele probleme care o să apară, care pot apărea. Sincer, deși am avut Audi și lumea chiar critică aiurea, nu am nimic cu Audi, nu am nimic cu Mercedes, o să vorbesc și despre Mercedes, n-am avut ocazia să filmez un model, dar am o părere ok, părere bună. Marca pe care nu o suport personal este Opel, cu BMW nu am nimic, cu Audi nu am nimic, Mercedes nu am nimic. Au mașini excepționale, dar au și câteva modele sau unități sau anumite motorizări care sunt de rahat și se strică și sunt scumpe. Asta este adevărul, nu sunt aici doar ca să vă spun la toți cât de bună este mașina voastră. Nu, unele sunt chiar nașpa și unele chiar trebuie vândute în cazul în care nu vrei să bagi prea mulți bani în mașina ta. Deci, sincer, Audi chiar nu l-aș băga în topul celor fiabile, dar dacă vrei neapărat Audi, caută-ți un model cu 40.000, 60.000, 70.000 de kilometri, țin 1.000-2.000 de euro deoparte pentru eventuale reparații și aia e, îți iei un Audi fiabil. Mă repet, nu îți lua un Audi din 2015 cu 12.000 de euro pentru că îți iei o mare pagubă de mașină, garantez. Decât dacă e de la vreo cunoștință care nu știe ce vinde. În rest, ți-a bucurată. Mercedes îmi place C180 compresor sau C250 compresor. Motoarele de Mercedes cu compresoare mecanice fac mașina să fie ineficientă, dar răspunde foarte bine. Ai putere, interiorul este demențial, arată foarte bine și găsești pe la 12.000 de euro din 2012 un C180 compresor cu o cutie automată. Cutiile automate de la Mercedes la fel sunt bune, mult mai bune decât cele de la Audi. Concurează cu cele de la BMW. Cele de la BMW sunt făcute de ZF, cele de la Mercedes nu știu de cine sunt făcute, sincer, dar sunt fiabile. Per total sunt fiabile cutiile de la Mercedes automate. Ce am văzut probleme la Mercedes, ceva ce m-a dezamăgit, am văzut un CL63 AMG care 60.000 de kilometri s-a rupt switch-ul din cutie. Deci nu mai puteai să treci din drive în parking, în reverse, s-a rupt complet. Și l-am desfăcut noi în service și era un switch din plastic. Adică, cum frate, dai 200.000 de euro pe mașină de genul ăsta, cât costă? Peste 150.000 cu motor de 6.3, din 2010 era mașina, și ai niște componente de 2 lei de plastic. Adică mi se pare penibil. Motorul de 2.2 de 136 și de 170 de cai putere de la Mercedes, dacă îl exploatezi corect, bate vagul de, îl bagă sub masă la fiabilitate și la număr de kilometri. Acum, sincer, nu știu ultimele motorizări cum sunt, dar cele până prin 2012-2013 au fost foarte reușite. Nu știu ce să spun despre noile modele de Mercedes, dar un C-Class, dacă îți dorești, fie el de 2.2 diesel sau benzină de 1.6 compresor sau de 1.8 compresor de 204 cai, sunt mașini frumoase și reușite, per total. Dacă vrei BMW neapărat, vrei un seria 3 E90 în stare foarte bună, 12.000 de euro din 2011-2012 cu 50.000 de kilometri, cu dotări, n-ai treabă. Vrei motor mai mare, 3000 benzin aspirat, vrei motor diesel, îți iei motorul N47, cel cu probleme la distribuție, lanțul foarte subțire, la 150-200.000 trebuie schimbat, dar mare atenție cu el. Sunt mașini economice, dacă vrei această motorizare, ții niște bani deoparte, dar dacă ții varianta pe benzină fără turbină, per total ești mai câștigat, dacă îți place motorul aspirat de la BMW. Și mașina pe care am lăsat-o pe ultimul loc, o ador, o recomand cu căldură, este cea mai subapreciată mașină din acest top, la acest buget și de la acest producător, este vorba despre Suzuki Kizashi. Este o mașină japoneză, de top, de la Suzuki, fabricată prin 2010-2012, a oprit producția pentru că oamenii se pare că preferă să-și cumpere mașini nemțești decât ceva cu dotări de la Suzuki. Vine din fabrică cu Big Xenon, cu încălzire în scaune, cu memorii în scaune, cu jante pe 18, este o compactă mai sport, cutie manuală în 6 rapoarte, tracțiune față sau 4x4 integrală,
și o cutie automată de tip CVT. Motorul este unul singur de 2.4 benzină în 4 cilindri de 178 de cai putere. Deci are dotări, arată bine, interior din piele, ce vrei tu pe ea, și o găsim la un preț între 9.000 și 12.000 de euro. Am găsit o unitate la 35.000 de kilometri din 2011 și sincer merită toți banii. Deci mașina asta eu nu cred că poate avea vreo problemă gravă. Distribuția este pe lanț și mi se pare indestructibilă mașina. Am văzut-o una singură în realitate, nu am avut ocazia să o conduc, dar este fenomenală. O recomand cu căldură, adică mă gândesc să o cumpăr pentru mine, mașină de familie, deci este genială. Și cam ăsta ar fi topul. Dacă am ratat ceva, dacă aveți ceva de adăugat, puteți să îmi scrieți un comentariu. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.